Salutare tuturor! Revin cu un nou episod cu 5 aplicații recomandate pentru telefonul tău. Aplicații gratuite care te-ar ajuta în momente de zi cu zi. Și gata cu vorbărea, să-i dăm drum. Prima aplicație prezentată din acest episod se numește Binary Talk. Cu această aplicație puteți traduce orice text în cod binar. Da, ați auzit bine, puteți vorbi acum în binar, adică 10011001. Are la dispoziție 3 interfețe simple, dar interesante. Ea vă va permite să traduceți un text binar și invers, comunicând cu diferite persoane prin diferite metode, precum SMS, Messenger și nu numai prin cod binar. După cum vedeți, voi introduce un text normal, iar mai jos veți vedea rezultatul textului în cod binar. Dăm click pe copy text, iar apoi voi da slide către fereastra de traducere din cod binar în text, iar mai jos veți vedea ce rezultat are acel cod binar. Acel cod binar îl puteți trimite prin SMS sau orice alt mod de socializare persoane dorite. Apoi îl va traduce în motorul de traducere din codul binar în text. Când vine vorba de trezirea telefonului pentru a vedea ora și alte notificări fără deblocarea telefonului, Glance Plus este opțiunea perfectă. Glance Plus este foarte ușor de utilizat, cu setări simple, precum modelul ceasului, analog sau digital, culoarea textului, de câte ori trebuie să faci cu mâna deasupra ecranului, poziționarea ceasului când se afișează și alte opțiuni foarte utile. Aplicația îți permite să vizualizezi ora și restul opțiunilor, precum vreme, notificări și nu numai, doar prin simpla trecere cu mâna deasupra ecranului dumneavoastră. Senzorul telefonului, văzând acest lucru, îți va aprinde doar ora pe ecran, nemai fiind deblocarea telefonului, consumând bateria inutil. Vă voi arăta un exemplu cu această aplicație. Îmi voi bloca ecranul, iar eu voi flutura de două ori deasupra ecranului, iar apoi ceasul va apărea pe ecran. Cea de-a treia aplicație din acest episod se numește Backdrops. Aplicația Backdrops este aplicația ideală pentru wallpaper cu obiecte geometrice și obiecte dreptunghiulare, pătrate și nu numai. Aplicația are mii de imagini de acest fel, pe categorii precum abstracte, mâncare, steaguri, minimale și multe, multe altele, punându-vă la dispoziție wallpaper-ul zilei, bazat pe ratinguri userilor. Vă mai puteți adăuga la favorit diferite imagini care v-au plăcut și le doriți să le vizualizați mai târziu. Schimbarea wallpaper-ului dumneavoastră se face prin simpla apăsarea unei imagini de care v-a plăcut și apăsați doar pe set. Imaginele din această aplicație sunt de la HD până la 4K, convertindu-le pentru a avea o dimensiune cât mai mică pentru a nu ocupa mult spațiu pe telefonul dumneavoastră. Aplicațiile din acest episod sunt gratuite și le puteți descărca din linkurile de mai jos oferite de Google Play. Nu uita să dai un like și un subscribe la canalul meu de YouTube. Următoarea aplicație se numește Quick. Quick este cel mai rapid și cel mai ușor mod de a crea clipuri video pe telefonul tău. În doar câteva secunde, această aplicație îți analizează fotografiile și clipurile video pentru a găsi cele mai bune momente pentru tranziții frumoase și efecte nemaipomenite, și totul sincronizându-se pe ritmul muzicii. Personalizează-ți povestea cu muzică, filtre, grafică și multe altele.
Vă puteți alege din 24 de stiluri de video complet gratuite. Aveți un număr de peste 70 de melodii în biblioteca acestei aplicații, unde te poți folosi de ele, rezultând la final un video cu un intro interesant, cu o calitate HD sau Full HD. La finalul prezentării acestei aplicații vă voi arăta un video realizat în câteva minute cu câteva videouri aleatorii pentru a vedea cât de simplu este și ce rezultate are. Linkurile de download la aceste aplicații le veți găsi în descrierea de mai jos. Susține acest canal cu un like la fiecare video și un subscribe. Ultima aplicație prezentată din acest episod se numește Xander. Ce este Xander? Evoluția transferurilor, aplicațiilor și documentelor foarte simplu de la un telefon la altul. Această aplicație vă permite să vă transferați către un alt telefon deținând și el această aplicație, orice document, muzică, chiar și aplicații instalate de pe telefonul tău. Da, ai auzit bine. Chiar și aplicații instalate de pe telefonul tău, fie ele plătite sau gratuite de pe Play Store. Aceste transferuri se fac doar dacă și cealaltă persoană are Xander instalat pe telefon. Se pot face transferuri prin Bluetooth, Wi-Fi și date mobile. Are o interfață simplă și intuitivă în care îți vei da seama ce ar trebui să faci ca să trimiți un fișier, neavând vreo limită de transfer pe fișier. Un design prietenos și interesant, aplicația poate rula cam pe orice versiune de Android. Și acestea au fost cele 5 aplicații recomandate. Aplicații care sunt utile pentru tine și te poți folosi de ele gratuit, oferite de pe Google Play.